reprezentanții Fundației Mircea Cristi Comănescu, o expoziție intitulată Portrete ale Marii Bunici. Pentru început, dați-mi voie să-i dau cuvântul, pentru că se află astăzi alături de noi, domnului subprefect al Județului Neamț, domnul Dorin Budan. Bună ziua! Sunt onorat să particip astăzi alături de dumneavoastră la evenimentul organizat de către Complexul Muzeal Județean Neamț cu tema Portrete ale Cetății Marii Bunici, în calitate de reprezentant al instituției prefectului Județului Neamț. Centenarul Marii Bunici este un motiv de sărbătoare pentru noi, toți românii, și complicit pentru modul în care promovați istoria poporului român și personalități marcante ale acestuia. Trebuie să dăm dovadă de unitate și patriotism și este important să conștientizăm rolul reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea României. Mulțumesc! Vă mulțumim! În urmă cu un an jumătate, pe 24 ianuarie, în această sală, chiar în această sală, verbosam expoziția Portrete în istorie. Și atunci, pe simeze, se aflau unii din cei mai importanți reprezentanți ai artei plastice ai secolului al XIX-lea. Îi aveam atunci pe Barbu Scovescu, pe Gheorghe Tăbărescu, pe Mișu Poc, Idene Gulici, Constantin Stahi. Și lucrările îi reprezentau pe cei care au contribuit la realizarea României moderne și datorită cărora națiunea română s-a raportat la valorile Europei moderne, occidentale. Continuăm un proces firesc, înaintăm în timp și iată ajungem la momentul 1918, un moment în care problematica națiunii, să spunem, s-a rezolvat, pentru că toate provinciile în care locuiau români s-au unit cu România. Expoziția de astăzi, Portrete ale Marii Uniri, o expoziție propusă, organizată de Fundația Mircea Titus Comănescu, cred că ne confirmă faptul că mitul național reprezintă încă un element esențial al culturii noastre și iată, acesta se manifestă astăzi sub formă artistică. Expoziția, prin efortul, prin contribuția celor mai importanți, poate unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai artei contemporane românești, ne aduce în atenție, pe de o parte, pe corifeii Marii Uniri, dar ne aduce în atenție și precursorii unirii, precursorii care au contribuit la realizarea acestui măreț eveniment și mă refer la Inocentie Klein, mă refer la Eudoxiu Cumuzachi, la Alexandru Ioan Cuza și la regele Carol I. Dintre cei mai importanți reprezentanți ai și cei mai importanți cele mai importante personalități care au contribuit la realizarea Marii Uniri, îi avem pe regele Ferdinand și regina Maria, pe suveranii României mari. Regele Ferdinand, Ferdinand I, Ferdinand cel loial, Ferdinand Întregitorul, cel care atunci când devine rege al României, are ca unic reper țara sa, uită de propria origine, uită de propria familie și așa cum însuși declară într-un discurs pe care îl are în fața Parlamentului la Iași în iarna anului 1917, România constituia singura sa preocupare, pentru că un rege domna pentru poporul său și nu pentru el însuși. Par cuvinte mari, însă ele au exprimat o realitate și credem că cele patru reprezentări ale regelui Ferdinand din această expoziție sunt pe deplin meritate. Evident că nu vreau să prelungesc foarte mult comentariul meu, este unul legat de semnificația istorică a acestui moment,
pentru că iată, alături de suveranii României mari, avem mari personalități politice care au contribuit la realizarea Marii Uniri și mă refer la Nicolae Iorga, la Iuliu Maniu, la Pantelimon Halipa, cel care a fost președintele Sfatului Țării în momentul în care s-a proclamat unirea Basarabiei cu România, la marele academician istoricul Ioan Lupaș, la Alexandru Vaida Voievod, cel care merge la București, face parte din delegația care îi înmânează lui Ferdinand tratatul pentru ratificarea Unirii Transilvaniei cu România, Vasile Lucaciu, semnatar al memorandului din 1894, deci iată personalități, toate membre ale Consiliului Dirigent al Transilvaniei, personalități politice extrem de importante pentru ceea ce a însemnat procesul de formare a statului național militar român. Pe lângă acestea, avem personalitățile militare marcante, generalul Averescu și generalul Constantin Prezan, pe care istoria îi așează așa într-o armonie unul pe celălalt, știm foarte bine că în viața de zi cu zi au fost mari rivali. Totuși, în cei mai importanți militari ai primei jumătăți a secolului al XX-lea. Eroii sunt reprezentați în această expoziție prin Catalina Teodoroiu și o altă categorie a artizanilor României mari, îi avem pe Octavian Goga și George Enescu, cei care prin puterea cuvântului, prin puterea sunetului, au alinat suferințele soldaților din tranșee, au mers în orfelinate, în spitalele în care se aflau răniții primului război mondial. Prezența lui Enescu la Piatra Neamț în anii primului război mondial este de altfel se cunoaște. Deci iată o expoziție foarte complexă. O expoziție care cred că reprezintă un eveniment cultural pentru că atrage atenția și asupra unor probleme sociale ale primului război mondial și printr-o lucrare semnată de artistul plastic Ilie Boca, se pune în discuție condiția femeii în primul război mondial. Știm foarte bine că războiul a dat femeii ipostaze multiple, ea a devenit capul familiei, a devenit gospodarul casei, ea a fost cea care a administrat averea familiei în primul război mondial, a devenit văduva, a fost cea care a crescut zecile de mii, chiar sutele de mii de orfani din primul război mondial. O expoziție complexă, o expoziție care, dincolo de toate, cred că propune un dialog între generații și în toată această diversitate există unitate, ceea ce este important. Și iarăși, cred că toate manifestările organizate anul acesta, pentru că suntem în anul centenar, au acest rol de a ne face să ne redescoperim istoria. Știm foarte bine că generația Marii Uniri și ne putem referi la Pantelimon Halipa, chiar la Ioan Lupaș și la Alexandru Vaida Voievod, au fost închiși și au suferit în perioada regimului comunist. Iată că ceea ce s-a dorit a fi șters din istorie renaște în acest an, iar această expoziție care se datorează de Unitatis Romanescu ne încântă și ne onorează. Nu pot decât să îl felicit pe realizatorul acestui eveniment. De asemenea, să vă mulțumesc tuturor, să mulțumesc artiștilor plastici pentru că au ales să fie prezenți la un eveniment al Congresului Muzeal din județul Neamț, să vă mulțumesc pentru prezență și să îi dau cuvântul în continuare domnului Titus Romanescu. Vă rog. Aspectele acestei expoziții, care de multe ori trece neobservat, este aspectul managerial. Sigur că toată lumea vede lucrurile într-o altă ordine. Pentru acest aspect managerial vreau să mulțumesc doamnei directoare,
Oradea și colectivului care ne-a ajutat foarte mult și ne-a înțeles, pentru că noi am început cumva invers acest proiect. Deci, în loc să-l promovăm, fără să știm dacă se poate face, noi întâi l-am făcut și după aia o să vedem cum îl promovăm și cum îl dezvoltăm și cum obținem alte lucruri. Adică am început cumva invers, dar muzeul a înțeles lucrul ăsta. Și nu mai că a înțeles, dar rezultatul acestei expoziții de astăzi este exact faptul că reușim să colaborăm în această formă. Se pare că la noi așa trebuie făcute lucrurile. Întâi trebuie să le faci și după aia să încasezi ajutoarele. Din punct de vedere artistic, vreau să vă spun că cred că într-adevăr există și un aspect holistic al întregii povești, pentru că nu ne-am impus și noi, fundația, nu am impus nimănui să aducă un anumit gen de lucrări sau nu vrem decât personajele acestea. Noi n-am impus niciun personaj. Am lăsat o absolută libertate artistului să-și aleagă personajul și chiar am dorit ca artiștii să facă personaje de care sunt ei legați. Pentru că aici este un aspect al portretului care depășește noțiunea de meserie simplă. Deci, dacă în istoria portretului la început se căutau asemănările și portretul să fie o replică cât mai fidelă a realității, în timp artistul intră într-o relație profundă cu personajul respectiv, chiar dacă este personaj viu sau lucrează, am putea spune, cu imaginea lui, care o ia sub o formă sau alta, sau care poate chiar îi vine cumva pe o altă cale, intră într-o relație cu acest personaj până la o anumită intimitate care ajunge să afecteze ambele părți. V-aș putea spune că sunt cazuri de portrete de oameni care au născut un fel de terapie a portretului. Deci se face un portret de persoane bolnave și se găsește până la urmă care este boala acelei persoane. Bine, aici sunt niște lucruri care s-ar putea să fie la limită și nu vreau să intru în ele. Dar contactul este de natura asta. În această expoziție în care majoritatea personajelor nu mai sunt, vă dați seama că într-un fel, la un moment dat am avut senzația că invocăm aceste spirite. Și mai mult am avut senzația că invocăm aceste spirite să creăm din nou niște condiții de pornire, de repornire a motoarelor conștiinței românești și ale patriotismului și ale grijii pentru țara asta. Cred că din cauza asta toate lucrurile s-au aranjat parcă de la sine, parcă au început să vină. A fost suficient la un moment dat să gândim, să emitem niște gânduri și acestea să se realizeze. Într-o măsură sau alta, sau unele s-au realizat cum au vrut ele. De asta vă spun. Întâmplarea face, și nu întâmplarea, o zic întâmplarea în ghilimele, că am obținut până la urmă o acoperire aproape totală a țării, personalității. Și mai mult, eu am insistat la un moment dat pe a face o legătură cu personajul. Și chiar am spus, dacă sunt rude ale artiștilor care au luptat pe front în primul război, sau care au fost în primul organ al puterii în 1918, sau care au acționat într-un fel sau altul, sau care pur și simplu au trăit în acea perioadă și unii dintre noi ne mai amintim de ei, să le facem portrete. Să le facem portrete, să-i aducem în realitate și să ne arătăm prin această legătură genealogică că un anumit spirit continuă. Deci sunt mai multe porți deschise aici. Pe unele din ele le-am vrut să le deschidem, pe altele le-am deschis fără să vrem. Altele s-au deschis pentru că trebuiau să deschidă. Pentru că există acest spirit că nu noi chiar facem lucrurile, ci ele se fac din altă parte și vin deasupra noastră așa cum trebuie să vină. Dacă suntem pregătiți. Vreau să salut cu această ocazie venirea unor artiști pe viu în această expoziție. Puteți să vedeți că maestru Jurge, care a venit tocmai de la Baia Mare și care este...
scenograf al Teatrului Tineretului, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, nu știu, poate că vrea să spună la un moment dat câteva cuvinte. Vreau să salut pe domnul Cotrobanu, care, a cărui portrete sunt chiar în spatele nostru, unul dintre ele, și un mare portretist de la Iași. De Mariana Papară, colega noastră, care trebuie să spună că a ne fac acel frumos portret al lui Alexandru Ioan Buza, Mircea Ceacăru, care iarăși este foarte frumos. Este un mare portretist de asemenea și nu vreau să termin cu domnul Potop, care este mai mult decât. În partea cealaltă, aici în stânga, am început cu drag. Nu vă supărați, așa. Mai este Ciprian Distrate, care are câteva portrete care, din care nouă nu ne-a adus decât unul, acum așa, pe care, dacă vreți, o să discutăm despre el. Și Laurențiu Dumiște, care a reprezentat, singura reprezentare a Horii Unirii. Aici este un aspect interesant al expoziției, și anume că apar niște povestiri aici. Poate că o să vă surprindă că nu sunt etichetele. Dacă erau etichetele vă spun că sunt cu texte și sunt atât de, cum să spun, de explicite, încât probabil că citeați etichetele și asta era. Dar, în spatele fiecărui portret se ascunde o poveste. Câteva din poveștile astea sunt cu totul deosebite. Nu întâmplător am ales acest țărat din Oaș, făcut de Vasile Comne Greșteanu, drept afiș, pentru că este făcut cu mult suflet. Deci, foarte mulți din artiștii participați, s-au documentat foarte bine. Adică s-au dus la surse, au citit, s-au interesat de persoane, prin arhive. Vasile Popne povestea că el s-a certat chiar cu cei de la primărie care au pierdut nu știu ce arhivă. Și că felul ăsta a ajuns să nu aibă el ce vroia el, niște poze de ale respectivei persoane, că de fapt a murit acum câțiva ani. Deci e interesant. El a luptat în ambele războaie. A luptat și în primul război și în al doilea. În primul război a luptat în armata austriacă, a dezertat la italieni și italienii l-au trimis la Mărășești, prin armata română, unde a luptat și a supraviețuit. În 41 s-a dus din nou și s-a rolat voluntar. Că el, ca să vezi spiritul românesc, adică cum, el să nu-și aducă aportul la lucrurile astea. S-a rolat și a făcut război în ambele părți și el a scapat pe viață. Cu ce ne-am ales cu toții, este că este un versificator popular, am lăsat niște mici volumașe de versuri populare, foarte, foarte directe și spontane și foarte frumoase, care probabil că le vom și obține în timp, pentru că sunt în posesia maestrului Vasile Popendrișteanu. Deci, am zis, bine, ăsta este poate un simbol al acestui eveniment. Cumva este țăranul care el a vrut să participe direct și nemijlocit la tot ce se întâmplă. Acolo, în tablou, o să vedeți că sunt niște liste, sunt de fapt cu listele morților din Oaș, colegi de-ai lui și prieteni, pe care Vasile le-a adunat și le-a găsit și le-a inserat prin colaj, dar ei deja fiind scriși acolo, e ca la pomeni, ei deja sunt printre noi. Așa. Un alt portret foarte interesant este și acesta al militarului rus. Foarte interesant. Ei au venit așa într-un mod ciudat. Am aflat, eu nu știam foarte multe lucruri despre asta, că în mausoleul de la Mărășești mai este încă un mormânt al unui general rus, care a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazu, pentru că focul artileriei rusești, totuși, pe la Mărășești, a sprijinit atacul și iar Ferdinand a decorat 10 generali ruși.
Acest general însă este foarte contestat. Nici nu se știe cine este acolo. Dacă este ăsta propat sau altcineva. Sau este o greșeală. Autorul lucrării s-a identificat ca istoric cu acest personaj și i-a împrumutat trăsăturile unui străbunic al lui, cazac pe domn. Pentru că se apropiau cumva lucrurile ca și istorie de proveniență a personajului. Deci, iată, apar și niște lucruri care, să spun eu, completează acest act al lirii. Nu mai departe decât poate și personajul care unii dintre cei mai în vârstă l-au cunoscut și care este se spunea în armată maiorul Herescu, care a locuit aici în Piața Neamț și care a fost un foarte mare matematician de fapt și normal că era ofițer de artilerie și cunoștea lucrurile astea și care trăia într-o grădină de flori extraordinară pe Lăpușneanu. Sunt casele astea vechi ale orașului care sunt așa lungi, creează niște alei cu flori și în spate erau un coișor. Era una dintre cele mai frumoase grădini din oraș. Eu am prins personajul și l-am prins în atmosfera, cumva în atmosfera în care l-am crescut. Eu, fără mai puțin, am datat portretul 1916 pentru că el era în război atunci, era pe front. Dar, cum să spun, a existat o anumită liniște și o anumită stare de pace în care eu o găseam în această curte, din Piatra Mea, unde locuia acest personaj. Pe de altă parte, tot întâmplarea, zic în ghilimele, face ca să primesc lucrările de pe colț de acolo, care sunt o reprezentare mai, cum să zic, mai angoasistă, așa, mai nu tocmai liniștitoare, normal că ele nu sunt liniștitoare, sunt pline de energie, reprezintă căderile îngerilor, sunt trei etape acolo de... Și m-am gândit totuși, cum am ajuns astea? Pentru că v-am zis, nu am pus nicio oprediște, nu m-am gândit să impun ceva. Sigur că la un moment dat ne-am gândit, poate că trebuie respinse sau acceptate. Și ne-am gândit totuși să nu uităm că Marea Unire nu s-a făcut în timpul unor festivități continue. Ea s-a făcut în fondul unui război distrugător. De fapt, o variantă apocalipsă. Asta e o fel de prima variantă a apocalipsei. Mai a venit a doua. Și o așteptăm patria, nu știu, poate scăpăm de ea. Așa. Cam asta a inspirat grupajul acela de lucrări. Deci toate au venit să creeze și să facă un sumum al unei imagini. De fapt, este nu atât un portret al Marii Unire, ci este chiar un portret al Marii Unire, prin toate aceste semnificații care s-au adunat și ora care întâmplător stă acolo, deci închide acest ciclu, dacă vrem un ciclu de vizitare în sensul acesta, al acelui ce-a spus, acolo se închide ciclu, pe Hore. Da. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat să ducem acest lucru la sfârșit. Muzeului, artiștilor, în primul rând, pentru că să știți că e un mare efort să lucrezi pentru o expoziție anume și să nu știi dacă ai în final vreo recompensă sau ceva. Bun, asta e. Deci numai un artist poate să facă acest lucru, poate să aibă această capacitate de a dărui din existența sa. Deci el dăruiește fiecare. Deci el nu lucrează pentru el, el lucrează pentru toți. Deci din asta, cu acest obraz de arăt, mulțumesc artiștilor care au înțeles acest lucru și de fapt ei vor înțelege totdeauna. Poate alții nu înțeleg, că ei înțeleg. Dacă mai era cineva, nu știu, să spună dintre artiști, poate din... Aș dori să răspund. Te rog. Doamnelor, domnilor, s-a vorbit de istorie, s-a vorbit de personaje, de persoane.
Un singur lucru aș dori să-l subliniez la această expoziție legată atât de frumos de tema unirii și de tema nașterii acestei țări. Și anume faptul că atunci când intri în expoziție, îți sare în ochi faptul că niciun tablou nu poartă numele artistului. Acest lucru, în opinia mea, subliniază o anume unitate care este și care ar trebui să fie mai puternică între artiști, pe de o parte, și pe de altă parte, vreau să cred că acest fapt poate constitui cadoul nostru și gestul nostru de respect față de această țară și față de evenimentul care îl sărbăm, pe care îl sărbăm toți anul acesta. Mulțumesc! Țin să felicit pe Mircea pentru proiectul curatorial. Interesant că a abordat o tematică istorică. Prima oară nici n-am știut dacă sunt în această ecuație, dar pentru o tematică istorică te trimite nu numai la portretistică, ci și la compoziții, scene istorice. Și atunci s-a potrivit lucrarea mea cu Cora, care a fost prezentă și în Salonii de Zile României, acolo. Cora, după părerea mea, este o emblemă a poporului român. Asta arată că suntem uniți și ne bucurăm că putem să facem un dans al bucuriei și al unirii prin acest, ritual de dans. Eu îl felicit, e un efort mare să pui o tematică unor artiști, dar după cum observ, fiecare au expus cu personalitatea și stilul pe care îi caracterizează. Îl felicit, un proiect de genul acesta, părerea mea, se poate itinera în toată România, pentru a muzeului de istorie, de expoziția asta. Felicit și mai că unii dintre noi, cu partenerii și care sunt, abordăm tema asta portretului în regiune. Deci, pentru mine a fost o provocare. Sunt alții care, într-adevăr, sunt portretiști și sunt recunoscuți. Deci, e binevenită provocarea asta oricând. Și ne-ai arătat rezultatul provocării. Da, aș vrea să zic și eu că, având de vedere că am descălecat din Maramureș și este onoare ca să fiu prezent aici, pentru că de Piatra Neamță, așa cum a spus Mircea, mă leagă niște amintiri ale tinereții și de câte ori vin aici mă simt mai tânăr și încerc să arăt mai tânăr și cred că este chiar, efectul este foarte bun. Vreau să felicit organizatorii, este o idee extraordinară și după cât am citit, ea va fi itinerată și aș vrea să urez succes și poate ar fi bine chiar să apară și un catalog. Eu intresc și o altă națiune decât cea studiată de domnul Rolănescu. Cum se poate miracolul ca autorii să se retragă în fața personajelor istorice? Este ușor atipic pentru psihologia artistului, dar iată că am asistat la un gest de smerenie, până la urmă un gest de smerenie creștină, că autorii au înțeles să se prezinte prin această galerie impresionantă de portrete. Foarte democratic, de altfel, pentru că, așa cum s-a subliniat, în afară de
personajele canonice ale istoriei noastre, aproape în totalitate ale actului de la 1918, sunt oamenii simpli, cei care duc istoria în spate și o fac cu discreție, fără să ceară nimic în schimb, nici măcar dragoste sau respectul nostru. Iată, această democrație a istoriei și această democrație artistică, până la urmă, își dau mâna, pentru că, până la urmă, artistul face cam același lucru pe care îl face și istoricul. Face portrete despre oameni, despre locuri, despre împrejurări, da? Cu mijloace diferite, ajung până la urmă cam la același rezultat. Nu se păstreze memoria în numele nevoiei colectivității. O nevoie care sperăm că se numește înțelepciune, pentru că până la urmă, dacă ne întoarcem în trecut, cum a spune un ilustru teoretician al artei, sigur, astăzi, în bună măsură uitat, Vasile Ficino, am reținut într-o scrisoare trimisă lui Poggio Bracciolini, în plină renaștere, cunoașterea trecutului este o invitație la înțelepciune. Pentru că învățând și preluând din memoria mileniilor, înțelegem să adăugăm ceva la înțelepciune și pentru generația noastră. Ori, dacă vorbim despre centenar, este clar că vorbim despre generația noastră, nu? Generația celor care s-au întâmplat să trăiască momentul centenarului. E provocarea aici începe. Și o provocare eternă a istoriei aceasta. Noi suntem urmașii români. Nu? Ei sunt oamenii care, cum a spune Eminescu, un superb poem postum, au adăugat istorie ceva. Orele lor s-au adăugat istorie. Orele lor s-au adăugat istoriei noastre. Și pentru că veni vorba și despre noi. Nu o să ezit să vă spun ceva. Orice risc. Noi ce adăugăm istoriei? Mergeți la meeting-ul suprarealist de sâmbătă de la București? Vă mulțumesc! Referitor la portretele care le-am realizat la această expoziție, eu am avut întotdeauna rezerve în a pictat mari personalități. Anul trecut l-am pictat pe Eminescu și am participat la Viena cu ocazia săririi Teiului, care este un puiet din Teiului Eminescu. Și vreau să fac precizarea că Eminescu, la Viena, a creat unitatea societăților culturale, pentru că Marea Unire se datorează unității culturale a tuturor românilor, ceea ce este foarte important. Și îmi pare rău că tabloul este la Viena, l-aș fi expus și aici. Legat de regele Ferdinand, dacă puțin dacă e văzut, în primul rând am un mare respect pentru Casa Regală, pentru că în momentul când Carol I a pus prima oară piciorul pe pământul românesc, a afirmat un lucru de o mare profunzime. Calc pe un pământ sac. Lucrul ăsta ascunde în sensul că ia importanța acestui spațiu, sacralitatea acestui neam și importanța noastră istorică. Și un alt aspect al regelui Carol, n-a îndrăznit să poarte coroana de aur, ceea ce ascunde un lucru foarte profund, pentru că el a spus, trebuie să merit să port coroana de aur. Pentru că a fi rege este un lucru foarte important și în vechime se știe foarte bine că, de fapt, coroana de aur simbolizează înțelepciunea sau desăvârșirea spirituală și lucrul ăsta
se subînțelege, pentru că Carol a știut, a priceput și a asumat responsabilitatea de a conduce țara și tot ceea ce a realizat. Când am realizat portretul lui Ferdinand, am văzut responsabilitatea care apasă pe umerii lui, stând și meditând când a fost pozat. Și lucrul cel mai important care l-a făcut Ferdinand este că în primul război mondial a promis țăranilor că va fi împropetăriți și a oprit căvălucul rusesc. Dacă n-ar fi făcut acest lucru regele Ferdinand și regina Maria, comunismul s-ar fi instaurat în România. Dar tot atât de important este faptul că Alexandru Ioan Cuza a împropetărit pe țărani și acei țărani împropetăriți ei au luptat pentru pământul care l-au primit de la Cuza. Deci există o relație cauzală între evenimente și lucrul ăsta este foarte important și trebuie observat. La fel, Iorga, care l-am citat, am ales o fotografie care am încercat să-l reprezinte, pentru că să stai în fața lui Iorga, stai în fața unui uriaș, un uriaș intelectual, pentru că am avut un privilegiu în viața mea să cunosc un actor, un mare actor, care a intrat primul în același an cu Tamara Cucea. Și mi-a povestit că un prieten de-al lui i-a cerut lui Iorga să-i facă o prefață, o recenzie la o carte. Și s-au întâlnit în tren, Iorga a răspuit imediat tot manuscrisul și i-a dat și voi face o recenzie. Și persoana respectivă a zis, dom'le, cum poate să facă, nici măcar nu a apucat să citească. Și când mi-a făcut recenzia, deci atât de profund a fost prefața făcută, încât a rămas în mic, pentru că Iorga avea capacitatea de a citi pagina. Și el, din punctul meu de vedere, reprezintă o personalitate puternică care am simțit-o în momentul când am dictat, pentru că oameni ca Iorga Rasenas, ca și Eminescu, și ca și Ferdinand, care din tot ceea ce a făcut, este ceea ce existăm noi ca neam. Eu vă mulțumesc și mă bucur că am participat la acest eveniment și consider că este un eveniment foarte important și trebuie dat mare atenție că, dincolo de ceea ce vedem noi în jur, să știți că există acele entități spirituale care guvernează neamurile și care ei, cum zic, se întâlnesc la spate în fața tronului. Și din punctul de vedere, să știți, și cei care au participat la Marea Unire sunt prezenți și ne privesc pe noi acum, așa cum vorbim și invocăm și îi aducem în atenție. Pentru că dacă nu aducem în atenție pe marile personalități și toți cei care au contribuit la formarea și menținerea acestui neam, noi vom uita de mai există. Vă mulțumesc!